Ora vieții dă putință, ora omului lumină, ora vieții nealină. Omul vine la credință, ora vieții dă putință, ora omului lumină, ora vieții nealină. Buzău este mândră floare, dragilor. Mă bucur că și în această zi pot să fiu alături de dumneavoastră și cu mare bucurie și onoare să facem așa un medalion cultural de suflet, pot să-i spun, pentru că astăzi voi recita câteva creații de ale o minunată doamnă, o deosebită doamnă scriitoare, Diana Ionela Gheorghe. Probabil că unii dintre dumneavoastră mă cunoașteți și de fiecare dată am bucuria să fiu alături de dumneavoastră. Numele meu este Laura Constantin, director ASCIOR pentru folclor și tradiții. Am să recit câteva haicuri. O pală de vânt, un flutere alb picat pe kimonou strâmt. Fragilitate, parfumul crizantemei într-un vas ales. Bătaia vântului de toamnă, bastonul bunicului în amintire. Copilărie, o prună desfăcută doar de bunica. Pana de curent, mânușa aruncată cavalerului, ochii gheșei, conturați cu creionul, fulgerele pe cer, toată lumina zilei, legănarea vântului la țărmul mării, razele lunii, rochia de absolvire din mătase. 1 decembrie. Legate într-o horă toate stelele. Boabe de rouă printre frunze. Drumul în septembrie. În iarba deasă un greiere țârâind. Apel târziu. Scena pregătită la fereastră, gutuia luminând casa. Apus de toamnă, crengile copacilor aplecate sub vânt. Valurile mării, tufele de trandafiri unduindu-se. Zâmbetul mamei, cuvinte potrivite la anagrame. Primele vorbe. O frunză treburândă în crângul bătrân. Prima scrisoare. Revăsarea apelor peste faleză. Liniștea din cer. Cântecul ciocârliei pleam frăcălat.
lacul înghețat, glezne încrucișate în piruiete, apus de soare, împodobit și singurul brad de Crăciun, câmp de lavandă, o dorință ascunsă sub bradul de Crăciun, valsul vienez, șampania din cupe unduindu-se. Dragilor, să știți că sunt versuri de suflet ce m-au emoționat enorm. Și am să vă rece și câteva poezioare, tot de ale destinsei doamne Diana Ionela Gheorghe. Fug! De atâtea neliniști, fug de mine, dar n-am unde, căci mi-e pustie toată depărtarea, iar pădurea îmi e gând. Genunchii mistociți de plâns și îngenuciune, mă închin, mă închid într-o nucă și tac răvășită. Cu orbi însoțindu-mă, fug zadarnic spre tine și ploile acestea nebune ce tare mă dor, dar trebuie să fug în ceață ce mă învăluie bezmetică asemeni mie. Cuvintele. Mă doare rostirea cuvintelor. Ele îmi stau în gât și îngolez mintea de idei. Graiul meu durut nu provoacă plăcere și de aceea mă retrag în tăcere, refuzând să le pronunț, dar scriindu-le cu toată iubirea. Doar ochii. Doar ochii pot stârni tornade în suflete sau îmblânzi cei mai răi oameni. Doar anumiți ochi. Te fac să ai încredere și să-ți privești prezentul, realitatea ta. Doar ochii poți întrezări lumină, doar cu ochii, când afară e noapte adâncă. Doar ochii văd culoare, acolo unde este o floare, doar ei. Eu aș dori să împletesc toate gândurile cu petale violet, să mă iau de la început, să mă pot duce până la capătul cel mai fragil infinit, să nu mă opresc, să tot merg împiedicându-mă de fiecare stea, apropiată sau îndepărtată de mine. Înflorind, îmi înflorește sufletul când simt atâta pace, iar tu, nesocotitule, îmi spui că mă ninge de atât de mult timp cu flori de asomie sau alte parfumuri, fără mituri din prea plinul sufletului tău minunat. Scoica mi-a șoptit, ești un mărgăritar, dar eu i-am zis că sunt doar o floare. La țărm de mare, la țărm de mare, vă voi spune o poveste petrecută la țărmul mării. Ce se dorește a fi poezie? Reiau povestea cu sufletul trist, căci ea s-a zis de mii de ori. Trăiau doi copii ce se iubeau, iar de dragostea inimile erau pline. Dar într-o zi ei aflară că s-au mai întâlnit în multe alte vieți și nu se iubeau, ci se urau de moarte. Ce ne facem, iubire? Trăiam asta viață, iubito, o soluție și pentru existența noastră ar fi să trăim în iubire. Dar unde e țărmul mării? Mă veți întreba pe drept. Marea, marea, este în sufletul vostru.
Dragilor, marea este în sufletul meu și al dumneavoastră. Vreau să-i mulțumesc acestei minunate doamne, scriitoare, și Dumnezeu să o ocrotească și să-i dea multă, multă sănătate. Încă o dată vă spun, am recitat din opera minunată a doamnei scriitoare Ionela Gheorghe. Un scriitor deosebit. Scumpă doamnă, încă o dată Dumnezeu să vă ocrotească și să vă dea putere să mai puteți scrie. Pentru că m-au emoționat fiecare creație, fiecare cuvințel pe care dumneavoastră l-ați așternut pe aceste foi. Au intrat în sufletul nostru și ne-au mângâiat sufletul. Dragilor, încă o dată vă mulțumesc că ne urmăriți și vă așteptăm pe pagina noastră, Așor, și pe să urmăriți minunatele noastre medalioane culturale, pentru că sunt de excelență și este o muncă titanică în spate, dar asta trebuie să-i mulțumesc domnului președinte, că de fiecare dată este alături de mine și de noi toți. Să-i mulțumesc domnului președinte Nicolae Mușat și să-i dea Dumnezeu sănătate, să-l țină în putere, să mai poată realiza asemenea lucruri minunate și de calitate, pentru că, da, avem nevoie de tineret. Tineretul trebuie să vadă și trebuie să conștientizeze că sunt și oameni care fac lucruri frumoase de cultură și îi așteptăm lângă noi. Încă o dată, încă o dată mulțumesc doamnei scriitor Diana Ionela Gheorghe. Și mulțumesc și dumneavoastră. Eu am fost pentru dumneavoastră Laura Constantin. Pentru data viitoare, Doamne ajută să ne revedem cu bine. Vă pup!